Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la episodul 2 de Cariera cu Steaua București. După cum ați văzut în încheierea primului episod, v-am zis că voi trebuie să caut jucători de 20 de ani, să avem 2-3 în echipă, că na, să jucăm și noi după regulile impuse de PFF, până la urmă așa e frumos, ca să fie cât mai aproape de realitate. Și am adus câțiva jucători, 3 chiar, 3 jucători am adus. Under 21 l-am adus pe Trușescu de 20 de ani de la Astra, pe o sumă mică am dat 100.000 de euro, și pe Chipiliu, care are 36 de ani, l-am adus pe Radulovic gratis de la Deportivo Alaves. Și pe asta am dat o groază de bani, am dat 1 milion de euro la Rapida, vreau să-l fac mare pe SFR, să fie un fel de Cristiano Ronaldo al nostru, să fie liderul când ajungem în Liga 1, salariul nu este mare, 1000 este în regulă. Și vreau să mai aduc un portar de la FC Argeș, care știu că era rezervă și era bună, Gachi. Acum vom vedea, am atins și ținta de 3 transferuri până în 20 de ani. Vom avea meci cu UTA, meci dramatic, zic eu. Trebuie să scoatem pe Constant din nou și îl băgăm pe Petrușescu, dar o să schimbăm tactica. Vom juca 3-4-1-2. Juca și băgăm așa, lăsăm fundul că e tare. Asta aici. Nedele vs Zaharia la jumate. Băgăm pe ăsta să-l avem de copii. Și pe ăsta, și mergem așa cu... Aici avem 2 juniori, avem pe Petrușescu și pe SFR, și mai avem încă 3 pe banca de rezervă, pe portar, Adrian Ilie și Radulovic, să avem în caz că ne trebuie, să fim atenți la schimbări. Cam așa vom merge, eu zic că arată cât de cât ok echipa. O să mai aducem aici un mijlocaș, că Răzdan deja a semnat, trebuie să plece după etapa asta, și mai avem nevoie de un mijlocaș și de un portar under 20, care deja l-am ca țintă. Mijlocașul nu știu dacă va mai fi tot under 20, s-ar putea să ceva cu experiența asta, pe ăsta vreau să-l aduc, am văzut că are o clauză mică și are 18 ani și mi-a plăcut la Argesu. Și ăsta mi-a plăcut, să vedem la ce ne decidem, poate scrieți și voi în comentarii, Agachi sau Tătaru. Pe ăsta l-aducem în iarnă, e foarte bun pe linia de fund, bine, dacă mai avea nevoie. Val Verde nu ne mai interesează, și aici mai avem câțiva juniori, Țicu, Terzici. Mario Bratu, Nitescu, Enache, Kasap, Giorza, Serban. Unul din ăștia doi ar merge, chiar trei, Enache, Kasap sau Giorza. Ca skill stă bine Enache. De ce nu ni-l dă? Ce zice? Short term consider. Păi dă-mi pe vânzare. Ia că s-ar putea să și semnăm. Robert Enache. Păi hai să-i mai dăm și un jucător la schimb. Că avem ceva jucători pe aici. Offer other position. Deci capotul ăla cred că e bun. Îl dăm pe Chipiliu. Da, păi e la fix. Dăm un jucător bătrân și luăm un junior de 17 ani. Dar să vedem și ce valoare o avea. Eu nu cred că are mai mult de 58, dacă are 58 este perfect. Da, a semnat cu un salariu de 600 de euro. Ia să vedem ce valoare are aceste Enache. 55. Robert Enache e puțin cam micuță, dar cine știe, poate îl crește și face, îl băgăm rezervă momentan. Nu poate să ia fața lui Zaharia pentru moment. Da, că tot eram acolo la transferuri, deci rămăsesem pe la mijlocaș și l-am adus pe Enache, pe ăsta e Giorza sau Kasap, sunt bun de titular, că îi știm, i-am avut acolo. Mai avem câțiva jucători liberi, iar atacanții momentan avem, nu știu, mă gândesc la Habibu, Dairo Moreno sau Lucas, dar cel mai probabil din iarnă. Nu acum. În fine, hai să facem meciul cu UTA, că e important, e un meci de tradiție până la urmă. Așa lăsăm. Suntem pe frumosul stadion al celor de la UTA și anume stadionul Motorul. Avem un meci care cred că este foarte important pentru noi să câștigăm. Avem 3 puncte după 2 partide. Am câștigat dramatic cu Universitatea Craiova. Ia să vedem acum ce încearcă. Iată acum pe Trușescu, Trușescu la balon, pasă lungă, nu era rea pasă. Ah, dar de ce mai căutăm noi mijlocaș, că doar l-avem pe bulgarul Constantinov, acum este suspendat, dar va reveni atât pe Guerrero. Încearcă un șut de la distanță, dar mingea trece departe de poarta arădenilor. Se fernă o bombă din Gencea. Nedele îl găsește bine pe Florea. Florea un șut bun, bun, șut! Gol! Frumos, cine a tras? Frumos a venit cu șut. Nu știu ce număr e, că nu se vede. Numărul 4, cred că este Adrian Rus, închizătorul. A dat bara de acolo, Florea. Nu știu cum a reușit această performanță de Adrian Rus. Este și avem 1-0. Avem mare trupă oricum. Trebuie să facem Steaua să câștige, nu să meargă pe retrogradare. În Liga 1 atră pe Guerrero, un sprint extraordinar, acum vine cu centrare Petrușescu, încearcă o farfecă, dar nu mi-e frică. Nedele combine cu Florea, la balon, Florea se întoarce și îl găsește pe Guerrero, să vedem dacă ajunge la balon, ajunge, se întoarce bine și pasează încă o dată cu Florea, mai departe pentru Nedele, a lovit prost balonul Nedele. Zaharia, Rus, foarte bine pentru Trușescu. Wallace. Pentru Guerrero, zecarul formație, mintea limpede de la jumatea terenului. Guerrero până la Florea, mai departe, Sefer la balon, cere Florea și nu-i dă pas, acum se întoarce Sefer, să vedem, este cu fața la parte, tot da Sefer, nu, acolo, cum drept cu să-i dai un pas, salul ăla trebuie să o putul Sefer. There will be a minimum of 3 minutes of added time. Se încheie prima repriză. Ia se fer, ce s-a complicat el acolo. Deja încep să-i sară fani în cap cu astfel de faze și îi sare pe bună dreptate că nu așa se joacă. Avem o linie de fund genială, mi se pare. Guerrero până la Rus, la balon, mai departe. Nedele, vândoi cu Rus, foarte bine, să vedem acum pe Rus, are valențe ofensive, văd că se duce bine Rus. Bine portarul! Oh, e pericol asta. Asta e pericol, trebuie blocat. Hai că poate blochează Adrian Ilie. Bine, bă, puștule, bravo! Ultimul apărător și nici nu e apărător. Iată cât de bine a scos faza. Offside, mamă, ce noroc! Minutul 86, trebuie să fim puțin mai atenți. Oh, ce ocazie avem! Ratăm ca mult! Mitrovici, excelent. Și se încheie meciul, câștigă la UTA cu 1-0. CSA-ul joacă foarte bine. Avem infuzia asta de străini în lot și s-au mișcat foarte bine, zic eu. Omul meciului de departe, Adrian Rus, a jucat foarte bine. Chiar s-a mișcat perfect acolo la închidere, parcă este un fel de rădoi. Suntem pe locul 5. Constantinov este pregătit. Iată și academia noastră. Avem un băiat excelent la 15 ani, trebuie să-l promovăm când va face 16 ani, Diego Navarrete. Ăsta ni l-a adus pe Navarrete. Bojenaru este pe lista lui Yokohama. Să-i dăm și noi un... o sumă mai mare. Va urma un meci cu Dacia Mioveni, se pare. Ia că avem noutăți aici. Capitan, sugestie, pe cine vrei, mă? Să-l pun pe oala, știu că nu-l pun pe oala. Răzdan a fost vândut, gata. Ia cum stăm cu business-ul, profitul e bun, avem și transferul, e bine. Hai să-l simulăm pe ăsta. Să vedem ce fac băieții. Oh, n-au făcut bine deloc. N-au făcut bine. Doi cu trei. Da, e mai complex, avea chiar. Așa, hai să băgăm băieții la antrenament. Să-l facem mare pe sefer și pe Enache trebuie să-l creștem. Așa. Rus. Și ăsta mic. Dăm tare pe ei să crească. Ne-a dat 360.000 pe el. Păi îl dăm, cum să nu dăm. Robu are ofertă de la Grimsby Town. 210.000. Da, mă, du-te. Asta e, mai și vindem. Știe toată lumea că... Și vindând a trebuit să... și cumpărând a mai trebuit să și vindem. Ea care a venit scouting, Dairo Moreno are 3... 3 dăm 75, ar fi bun, are wage-ul la cam mare. Valoarea? Valentin Țicu 60, acum ne-am luat acolo jucător. Aici avem pe Lucasen 1975, e bine. Habibu 67, uite, ăsta e bun de luat, Habibu. Poate semnăm cu el în iarnă. Și Gheorghe 66, ăsta dacă iau pe Gheorghe și pe Ion e perfect. Să iau acolo în față. E perfect dacă îi cumpăr pe ăștia doi. Suntem momentan pe profit, stăm bine. Și urmează meci cu Petrolul. Petrolul care e pe 4. Mamă, avem un meci tare cu ăștia. La portarul nu s-a mai făcut și el odată. Da, mă, îți plătesc clauza și îți dau și startul aici 500. Și 1000 max. Dar nu că ni-l dă, hai că mai bine negociez eu, că trebuie să așteptăm câteva zile, dacă nu ni-l dă instant. Pe rotație merge. Vrei important? Hai, mă, dă-te drept. Iulică fotos gura mătii. Mă, cât vrea, 350 de euro la pariții. Nu, hai să dăm fără bonus. Jucăm cu tot a vrut. Gata, o portar de 350 de euro. Ce mai vrea? Că le-au eu și pe ăsta. Pe ăsta nu ni-l dă. Jegoși, poate cu un promut. Să avem aici portari. Oanier. Ok. Așteptăm pe asta, vedem. Deci acum a venit și portărașul. Ce număr se dă? Noi ăștia ce au la portare? Aici au 1 și 22, deci 12 libere. Iar avem probleme. Of, ce greu e. Luăm cam multe roșii, cred că suntem cam agresivi. E bine că avem juniori aici. 3 pe bancă. O să vină și atacantul argentinian peste câteva luni. Și avem meci cu Petrolul, pe care îl jucăm așa cum i-am făcut. Atmosferă frumoasă aici la Petrolul. Apoi avem suportare, avem tot ce ne trebuie. Și jucătorii de mare valoare cu experiență, dar și juniori de clasă. Nedele, Nedele îl vede bine pe Sefer, Nedele acum. Aaaa, tăfâs. Bine, Florea. Bine, Florea. A luat până pregătite pe portar. Asta e Bratu care am vrut noi să-l luăm. Dar poate cine știe, în iarnă va fi liber. Mitrovici până la Nedele. Nedele îl găsește pe Zaharia. Zaharia intră la combinație bine cu Florea. Se vede acum pe Florea, pasează la Sefer. Sefer, Florea, gol! 1-0. Bine a scos înapoi Sefer. Și se pare că Florea este omul nostru de bază. Cred că Sefer a vrut să o tragă acolo. Constantinov debutează și acest bulgar. Greșeli din lanț în apărarea noastră. Bine, o portare. O primă intervenție acestui junior de 17 ani sau 18 lua de la Pitești. Era portarul de rezervă acolo. Dar știu că am avut două meciuri titulari și a apărat fenomenal la amândouă. De asta l-a luat. Acum Sefer, Sefer la balon, Sefer încearcă să se întoarcă, dar nu reușește. Hai mai atenți. Chiar are... Nu e corner incredibil, cine trec pe dama acolo? Uf. E periculos. E periculos, dar portarul nostru este tare și știe să blocheze bine copilul. Nu mă așa. Ne complicăm mai bine. O cere cu Trușescu și se duce bine. Se duce bine copilul, are viteză, să vedem acum vine o centrare pentru Florea. Vaiuși. Nu! Bă! Ne jucăm cu ocaziile. Guerrero cu Guerrero, Florea, Guerrero și-o cere Sefer și se duce. Se duce bine Sefer, ia uite pe Sefer, Sefer la balon, Sefer acum își găsește pe Florea și golul! N-are cum să rateze Florea. 2-0, contraatac la carte. N-are cum să rateze Florea. Băgăm și pe Enceanu și pe Radulovic. E asta, acești 23 nu e bun. Enache. Și acum avem 1, 2, 3. 3 jucători under 20, e bine. Scoatem vedeta pe Florea. Bojičov, Zaharia, îl găsește pe Radulovic, care este deposedat destul de ușor. Oh, bă, ce eroare a făcut acolo băiatul ăla. N-ai cum să treci de Bojičov așa. N-a respins rău, i-am pus o rumeză, a părit cam bine pe șut. Putea să și marcheze meza pălit. Până la urmă, norocul nostru. Și se încheie meciul, câștigăm cu 2-0. Ilie Dumitrescu pare mulțumit de ce a făcut aici la Steaua Florea, omul meciului, și Sefer s-a mișcat bine. Constantinov mi-a plăcut, Guerrero perfect, linia de fund și portarul, n-ai ce să zici, ideal. Ia că bag portarul în locul ăsta, că nu mai crește el. S-au mișcat bine băieții. Ce să zic, cam asta e mare. Totarul a refuzat să vină, Wallace este complet. Urcăm și noi în clasament, suntem pe 6. Nemanja Jovanovic vrea să plece, ce mă? Da. O să vedem unde îl trimitem. Hai să vedem și noi. La golgheterii nu avem pe acolo. Ba da, uite, Florea pe 3. Florea e pe 3, e bine. Înseamnă că este Chiajna pe primul loc. Dar are 5 victorii. 5 victorii, Rapidul pe 2, Timișoara pe 3, Mioveni 4, Metaloglobus 5, Steaua 6. Steaua, Petrolul și restul lumii. Pe fund se află Craiova, Pandurii, Târgu Jiu, Viitorul Târgu Jiu, Reșița. Oricum sunt meciuri multe. Vom vedea și în episodul următor ce se mai întâmplă. La revedere!